show marca Florinel Coman în Olanda. Atacantul FCSB-ului a deschis corul în amicalul cu PAOK după o fază superbă. Imediat, Miculescu a ratat din pasaj celuiași Coman. În Ghezana s-a făcut de râs la debutul în tricoul roșu-albastru. Sudafricanul a alunecat în fața lui Gordeziani și echipa lui Răzvan Lucescu a egalat. Grecii au mai avut o ocazie, dar FCSB-PAOK s-a terminat 1-1. E clar că suntem o echipă cu Coman și Olaru și altă echipă fără ei. Aha. Depindem de ei, clar de tot. Roșalbaștrii au un start de sezon complicat în Superliga. FCU Craiova și Dinamo sunt primele două adversare. Transferul surpriză din Africa de Sud a dat kicks la primul meci. Ghezana a greșit ca în curtea școlii, la golul prin care PAOK a scos remiza cu FCSB. Ghezana is a new guy, it was his first game. It doesn't matter if it happens to all the players to it's part of the game, you know. Coman este marele câștig pentru FCSB. A marcat și cu Anderlecht și împotriva trupei antrenate de Răzvan Lucescu. Coman is very professional. He's taking care for everything in his life and you see this improvement is going and increasing day by day. FCSB a scăpat fără accidentații în Olanda. În Superliga debutează duminica viitoare împotriva Craiovei lui Mititelu. The players are waiting to start the championship and always the beginning of the year it's very exciting for all of us.